Tuturor celor prezenți, vă zicem bine ați venit în această casă de închinare și spre slava lui Dumnezeu vom deschide cu imnul 790. Voi citi din Deuteronom, capitolul 30, versetele de la 7 la 10. Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blestemuri să cadă peste vrăjmașii tăi, peste cei ce te vor urî și te vor prigoni. Și tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui și vei împlini toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi. Domnul Dumnezeul tău te va umple de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucură de fericirea părinților tăi. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile și rânduielile Lui, scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Amin. Vom înălța rugăciune cu fratele. Părinte bun și sfânt, din toată inima îți mulțumim de harul tău și de binecuvântările tale.
Îți mulțumim, Doamne, că ai pus în noi îndemnul de a veni în această casă de închinare. Te rog să fii prezent cu Duhul Tău cel Sfânt în locul acesta și să ne binecuvântezi pe fiecare în parte. Te rog să binecuvânți solul care l-a ales să ne vorbească cuvântul Tău și cuvântul Tău să fie o hrană spirituală ca să creștem în credință. În numele și în meritele Mântuitorului Iisus Hristos te-am rugat, Părinte bun. A Ta voie se facă în toate, Doamne, spre slava Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și spre mântuirea noastră. Amin. Îmi face o deosebită plăcere să vă salut în această dimineață și să vă spun bine ați venit în acest locaș de închinare. Sau bine v-am găsit, pentru că noi am venit, noi suntem cei veniți. Mă bucur că suntem într-un număr așa de frumos. Am venit să ne închinăm înaintea Domnului, să ascultăm din cuvântul Său. Și nu numai atât, toate lucrurile acestea pe care le învățăm sabat de sabat, aș vrea să rămână întipărite în inima noastră, să plecăm cu ceva acasă și acasă să se vadă că am rămas cu ceva. Aș vrea să trecem direct la studiu pentru că timpul este foarte scurt și v-aș invita să deschidem împreună. Toți cei care aveți Sfânta Scriptură, lăsați afișele, lăsați, căutați, deschideți. Este foarte important să vedem cu ochii noștri și să învățăm să căutăm în Scriptură. Deschidem Sfânta Scriptură la Ioel, prorocul Ioel. Ioel, capitolul 1. Haideți să începem cu primele versete. Fiți foarte atenți. Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel. Ascultați lucrul acesta, bătrâni, și luați seama toți locuitorii țării. S-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? Povestiți copilor voștri despre lucrul acesta. Și copiii voștri să povestească la copiilor, iar copiilor să povestească neamului de oameni care va urma. Ce să povestească? Ce se întâmplă? Ce să ascultăm? Ascultați lucrul acesta. Care? Haideți să vă dau și răspunsul. Mergem la capitolul 2 din Ioel. Sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele său cel sfânt, meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării. De ce? Că-și vine ziua Domnului. Asta nu s-a mai pomenit de mult. Spuneți copiilor voștri, copiilor copiilor voștri, ce? Că vine Domnul, fraților. O zi de întuneric și negură mare, o zi de nori și de întunecime, ca zorile dimineții se întinde peste munți un popor mare și puternic, cum n-a mai fost din veac, nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Sunați din trâmbiță în Sion. Aseară am sunat din trâmbiță. Noi cei de la SNB și-am sunat din trâmbiță. Astăzi vom suna din trâmbiță. Aseară mesajul care a fost dat a fost un sunet de trâmbiță. Este momentul când să ne trezim, când să fim o lumină pentru cei din jurul nostru. Dragii mei, nu este de glumit. Nu mai este timp ca să spunem, păi și pe vremea bunicilor se vestea că Domnul vine. Timpul acela a sosit deja. Acum este momentul când trebuie să fim acea lumină de care vorbea fratele Roberto aseară. Astăzi
dacă eu vin acasă la dumneavoastră, am pus întrebarea aceasta și la Sebeș, dacă vin la dumneavoastră acasă astăzi și merg între vecini și fac un sondaj de opinie și întreb pe fiecare să-mi spună despre fiecare dintre noi, ce îmi vor spune vecinii? Care este răspunsul pe care mi-l vor da? V-ați gândit la lucrul acesta? Dacă vine Domnul Iisus acum și vrea El să facă acest sondaj de opinie, ce spun cei din jurul nostru despre noi? Suntem noi acea lumină pe care Dumnezeu a vrut să o pună pentru salvarea celorlalți? Suntem? A sosit momentul când trebuie să povestim copiilor noștri lucrul acesta, spune așa, ascultați lucrul acesta, bătrâni, și luați seama. Dragii mei, a sosit timpul. Spunem noi celor din jurul nostru că vine Domnul? Ați spus celor din jurul dumneavoastră că vine Domnul? Am vorbit noi despre jertfa Domnului Iisus Hristos, despre tot ceea ce a făcut El pentru noi. Vorbim cu cei din jurul nostru? Suntem noi o lumină pentru ceilalți? Bine, bine, ați putea spune, gata, ne-am trezit, sunetul de trâmbiță a fost dat, ce trebuie să fac? Haideți să vedem ce trebuie să facem. Poporul meu doarme, spune. Și piere, din ce cauză piere? Piere din lipsă de cunoștință. Păi măi, fraților, e posibil lucrul acesta? E posibil ca poporul lui Dumnezeu să piară din lipsă de cunoștință? Noi care venim sabat de sabat la biserică, noi care cunoaștem atâtea din Sfânta Scriptură, atâtea predici pe care le auzim, e posibil să pierim din lipsă de cunoștință? Știm atâtea. Cred că știm mai multe și decât farisei odată. Am putea învăța pe cei din jurul nostru tot ceea ce Dumnezeu dorește, dar nu o facem. De ce? La lege și la mărturie, spune cuvântul. Care lege, fraților? Care lege? Dacă sunt mulți care spun despre această carte că e depășită, care lege? Astea sunt vorbele pe care le aud astăzi, e o carte depășită. De ce să mai deschid? La mărturie, care mărturie? Spiritul profetic? Păi dacă se spune despre Ellen White că este demodată, nu mai e la modă, ceea ce a spus ea a fost odată. Care e legea și mărturia la care mă trimite Domnul Iisus Hristos? Unde trebuie să merg? Știi ce se întâmplă? Problema este că legea spune că eu trebuie să trăiesc într-un fel, eu trebuie să fac așa. Legea spune că nu trebuie să bârfesc. Legea spune că trebuie să mă duc la cei din jurul meu, să le stau de vorbă cu ei. Legea spune că în niciun caz, nici măcar o minciună, chiar dacă e nevinovată, așa în ghilimele, cum credem noi. Asta spune legea. Păi de asta nu merg la lege. Pentru că mă condamnă. Legea spune că trebuie să vin la biserică și să mă înțeleg bine cu cel de lângă mine. Legea spune că nu pot să mă uit urât la dumneata. Asta spune Scriptura. Asta îmi spune că eu dacă vin și mă uit la cel de lângă mine, nu pot să-l suport, nu-l sufăr. Păi nu spune așa ceva. Păi ce voi face dacă voi fi în cer cu cel pe care nu-l sufăr? Știți ce se va întâmpla? Nu se va întâmpla nimic, pentru că eu nu voi fi acolo. Asta spune Spiritul profetic. Păi dacă eu am ceva cu dumneata, nu voi fi în cer în niciun caz. Dragii mei, haideți să ne trezim odată pentru totdeauna. Astăzi este momentul. Sunați din trâmbiță în Sion. Sunăm. Dar dacă în inima noastră nu se produce nimic, degeaba.
Degeaba venim sabat de sabat la biserică să stăm acasă. Degeaba. Dacă inima noastră nu este schimbată, dacă nu se produce nimic în interiorul nostru care să se reverse peste cei din jur și pentru cei din jur. Ăsta este mesajul. Ce trebuie să fac? Poate vă întrebați. Haideți să citim mai departe din Ioel. Versetul 11 la 15. Fiți atenți. Domnul face să sune, să tune glasul lui înaintea oștirii sale, căci tabăra lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic, dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate privi? Suferi. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și cu bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El o binecuvântare? Darul de mâncare, jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru. Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Și apoi? Vreți să știți ce se va întâmpla apoi? Haideți să deschidem Sfânta Scriptură și la Isaia, capitolul 1, versetele 16 la 18. Fiți foarte atenți. Spălați-vă, deși curățiți-vă. Luați dinaintea mea, ochilor mei, faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, spune Domnul. De vor fi păcatele voastre. Cum? Cum e cârmuzul? Negru. De vor fi păcatele voastre, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, un roșu aprins, se vor face ca lână. Poate vă întrebați ce trebuie să mai fac apoi? Vă spun eu. Revenim la Ioel. De fapt nu vă spun eu, vă spune cuvântul. Ioel, tot capitolul 2, versetul 17, spune așa, preoții, slujitorul Domnului, să plângă. Ce trebuie să fac? Să plâng. Să-mi dau seama, să conștientizez ceea ce am făcut rău și să mă îndrept odată pentru totdeauna, pentru că acum este timpul. Să ne trezim și să ne pocăim, să ne schimbăm. Acum! Tineri dragi, și nu numai, treziți-vă, puneți mâna pe carte, puneți mâna și studiați. Este momentul când trebuie să știm pe ce stă, să știm la ce vom sta. Era o întrebare la un moment dat în lecțiune, ce îți va aduce aminte Duhul Sfânt când nu vei mai avea Scriptura și vei fi în necazuri și probleme? Ce îți va aduce aminte? Ce? Crezi că îți va băga Duhul Sfânt informația așa cu trifterul? Nu, fraților. Va aduce aminte ceea ce am studiat odată? Îmi va aduce aminte de acele momente când mă plecam pe genunchi? S-a dus vremea când bunicii spuneau odată, vine Domnul. Noi așa zicem, toți zic că vine Domnul, de când mă știu, toți zic că vine Domnul. Asta este momentul, dragii mei. Dacă urmăriți știrile, dacă urmăriți internetul, internetul poate fi o binecuvântare la un moment dat. Tineri dragi, nu-l folosiți pentru filme sau alte porcării, ascultați o predică bună. Sunt soli care dau mesaje pentru vremea de astăzi. Și nu sunt puțini, ci mesajele sunt cu tărie,
Urmăriți ce se întâmplă în biserică, în lumea întreagă. Nu mai este timp. Domnul Iisus Hristos spune așa: știți să citiți, vă uitați pe cer, la lună, la stele, la soare și știți să citiți vremurile. Săptămâna trecută, bunica soției îmi spunea: vezi că bate vântul de la apus, asta duce ploaie. Și avea dreptate. Știți să citiți vremurile, dar nu știți, știți să citiți ceea ce se va întâmpla, dar nu știți să citiți vremea. Nu știți să citiți, nu vă dați seama când vine sfârșitul. Și bătrânii spuneau că vine Domnul. E dureros. Poate vă puneți întrebarea: ce trebuie să mai fac? Mai este timp? Da, fraților, astăzi mai este har. Încă. Nu se știe pentru cât timp. Astăzi mai avem timp să ne întoarcem la Dumnezeu. Dar astăzi, mâine nu se știe. Psalmul 145 cu 14 spune așa: Domnul sprijină pe toți cei ce cad. Și ce mai face? Și îndreaptă pe cine? Pe cei încovoiați. Astăzi încă este har. Încă pot să mă îndrept, încă pot să mă ridic și să-mi duc la îndeplinire menirea, să fie o lumină pentru ceilalți. Proverbe 24 cu 16. Cel neprihănit de câte ori cade? De 7 ori. Și ce face? Acolo rămâne? Rămâne el încovoiat? Se ridică, fraților. Haideți să ne ridicăm. Astăzi. Astăzi să ne trezim, odată pentru totdeauna, nu mai este timp. Acum, dacă auziți glasul meu, așa spune Domnul Iisus Hristos. Dacă am căzut, dacă am adormit pe cale, să ne trezim, să facem ceva cu viața noastră. Ia uitați cum trebuie să fim și mă apropii de încheiere. Uitați cum trebuie să fim. Spune așa Ellen White în Hristos, Lumina Lumii, la pagina 100. Un asemenea sol trebuia să fie sfânt. Trebuia să fie un templu al Duhului Sfânt. Pentru a îndeplini lucrarea, trebuia să fie sănătos la corp și plin de tărie intelectuală și spirituală. De aceea era nevoie să stăpânească apetitul și pasiunile. El trebuia să fie capabil să stăpânească toate puterile ca să poată sta în mijlocul oamenilor, neclintit în orice împrejurare, ca și stâncile și munții pustiei. Cum trebuie să fim? La fel ca Domnul Iisus Hristos. Trebuie să fim pregătiți să stăm în mijlocul oamenilor. Trebuie să ne înfrânăm ce? Ce am citit? Ce trebuie să ne înfrânăm? Pasiunile și poftele. Apetitul și pasiunile. La ce se referă când spune să ne înfrânăm apetitul? Oare la reforma sanitară? Mă întreb. La ce spune să-mi înfrânez pasiunile? Oare să nu mai întorc capul după o fată când trece pe stradă? Oare? Ar mai fi multe de spus. Citiți acasă 1 Corinteni 6, 19 și 20, unde spune că corpul vostru este templul Duhului Sfânt. Și nu este al vostru, nu e al nostru, corpul nu e al nostru, nu putem face ce vrem cu el. Așa spune Dumnezeu.
orice punem înaintea lui Dumnezeu devine pentru noi un idol, să știți. Noi spunem că nu ne închinăm la idol astăzi, dar avem foarte mulți idoli în viața noastră. Orice, orice îl punem mai presus de Dumnezeu, este un idol pentru noi. Și ne închinăm la el cu plăcere, pentru că ne face plăcere. Dragii mei, treziți-vă! A sosit momentul când trebuie să ne trezim. Sunați din trâmbiță în Sion, așa spune Ioel. Sunați din trâmbiță. Astăzi, noi cei de la Sebeș am venit să fim împreună cu dumneavoastră și să sunăm din trâmbiță. Mesajul pe care îl aducem cu noi este acela de trezire, de pocăință, de întoarcere la Dumnezeu din toată inima. Astăzi, cât încă nu e prea târziu. Viața noastră trebuie să fie altfel. Și asta începând de acum. Vă invit ca în momentele care ne stau în față să ne plecăm pe genunchi și cu trei rugăciuni din sală să ne rugăm Domnului pentru această trezire, pentru această pocăință care trebuie să aibă loc în mijlocul nostru, în viețile noastre. Să putem să fim o lumină pentru ceilalți, să putem spune celorlalți din jurul nostru cât de multe a făcut Dumnezeu pentru noi și încă face și încă ne așteaptă. Ultima rugăciune va fi înălțată de la amvon. Trei rugăciuni din sală și una de la amvon. Vă invit să ne plecăm pe cer. Să privești la inimile noastre și primim în viața noastră. Te rugăm, Doamne, să...
și Sfânt din ceruri, venim la picioarele tale să-ți mulțumim încă o dată pentru dragostea, ocrotirea ta, pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi până prezent. Amin. Te rugăm, Doamne, să asculți rugăciunile noastre. Amin. Te rugăm să ne curățești de tot ceea ce este lumesc. Amin. Să ne ajungi să ne apropiem de tine. Amin. Dă-ne puterea Duhului tău cel Sfânt. Amin. Să putem să ne trezim odată pentru totdeauna. Să conștientizăm că mult timp nu mai este și că avem nevoie de o legătură permanentă cu tine. Amin. Ajută-ne, Doamne, să ne trezim. Amin. Fă din noi unelte pentru salvarea celor din jurul nostru. Ajută-ne să ne lăsăm conduși de tine, să lăsăm euul nostru și tot ceea ce este lumesc în noi. Și ajută-ne ca de toată inima să ne întoarcem astăzi la tine. Amin. Să conștientizăm că avem nevoie de o schimbare, de o transformare și aceasta să se producă în viața noastră. Amin. Ajută-ne, Doamne, în numele Domnului Iisus. În continuare, am dorit ca să cântăm o cântare și dacă dintre musafirii noștri a venit cineva cu o propunere de o cântare care să o cântăm. Cât? 378. Haideți să cântăm cântarea 419. Cât? 32? 5-3-8, da.
Da, mulțumesc frumos pentru imnul propus și referitor la ceea ce spune refrenul, suntem gata a-L întâmpina pe Cel ce vine în slava Sa. Acum nu știu cât suntem de gata fiecare ca să întâmpinăm pe Cel ce vine în slava Sa. Și aș dori să citesc din spiritul profetic un citat foarte interesant, care este trecut și în studiu ce l-am avut săptămâna trecută. Aici este vorba despre Neemia și spune în felul următor: este nevoie de oameni ca Neemia în biserica de azi. Nu de oameni care nu pot decât să se roage și să predice, ci de oameni ale căror rugăciuni și predici sunt însoțite de o voință fermă și hotărâtă. Succesul care a însoțit eforturile lui Neemia arată ce poate realiza rugăciunea, credința și acțiunea înțeleaptă și energică. Spiritul manifestat de lider va fi în mare măsură reflectat în restul poporului. Dacă liderii care sunt a crede adevărurile solemne și importante care urmează să pună lumea la încercare în timpul acesta, nu manifestă un zel înflăcărat pentru a pregăti un popor care să stea în picioare în ziua lui Dumnezeu, este de așteptat ca biserica să fie nepăsătoare, idolentă și iubitoare de plăceri. De aceea am și pus întrebarea care este în cântec. Neemia a fost un reformator, un om mare ridicat într-un timp important. Când a venit în contact cu răul și cu orice fel de opoziție, el a dat dovadă de un nou curaj și de zel. Energia și hotărârea lui i-au inspirat pe cei din Ierusalim, iar tăria și curajul au luat locul slăbiciunii și descurajării. Scopul său sfânt, speranța sa înaltă, consacrarea sa plină de bucurie pentru lucrare au fost contagioase. Oamenii au prins entuziasmul conducătorului lor și fiecare în sfera lui de activitate a devenit un Neemia, întărind mâinile și inimile celor de lângă el. Ar fi bine să luăm aminte la aceste lucruri și să fim întăriți în credință, ca atunci când va veni Mântuitorul nostru să fim gata, când va veni slava Lui, să poată să ne ia cu El. În continuare, aș mai dori ca să mai cântăm 500.